A venit de la București o misă pentru pace, cu dedicație, pentru a spăla creierele clujenilor și așa zisei spume care este prezent aici. O misă în care la un moment dat vine un muezin care ne spune cât este de mare Allah și ce face Allah în lumea asta. Parcă noi nu vedem ce se întâmplă în Europa. Totodată, domnul acesta director a primit această operă cu dedicație, repet, pentru a spăla creierele clujenilor și a învățat ce bun este multiculturalismul, cât de mult ni se potrivește nouă și mai ales ce binecuvântări ne aduce. A spus de câteva ori Allah Akbar, acel muezin, să nu uităm că chiar astăzi a avut loc un atentat în Marseille, unde strigând Allah Akbar, un terorist, a omorât doi francezi. Doar astăzi. Vă salut!